Femeia lucra la serele din cadrul primăriei Găiești și mergea la serviciu, negreșit. Miercuri aceasta nu s-a prezentat la treabă, iar colegii l-au anunțat pe fiul său. Bărbatul și-a căutat mama în locuința în care își ducea veacul singură și a găsit-o fără viață. Femeia locuia singură de aproximativ 2 ani de când mama și fratele ei s-au stins din viață. Vecinii spun că văzându-se singură, aceasta a căzut în patima băuturii. Fiul ei a fost cel care a găsit-o moartă în casă. Dar ce știți? Avea probleme cu băutura? Cam le avea. Vecinii spun că femeia era muncitoare și nu a dat semne că avea probleme grave. Singura sa problemă era singurătatea. Tânără. Da, care? 50 ceva de ani. Dacă. Ce mereu pe aici, da. Și cum era? Era o persoană veselă, veselă. Mă rog și eu de ea. Și te duci la astea două. Și mă duc la astea. Zicea ea mie. Nu că se duce la serviciu. Știu că era firavă. Dacă ne vedem, ne dăm bună ziua. Femeia nu era în evidențele vreunui medic pentru probleme de sănătate. Mai mult decât atât, nu avea nici măcar un medic de familie care se poate elibera certificatul de deces. În acest caz, poliția a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Trupul femeii a fost preluat de autorități și a fost dus la medicină legală pentru necropsie, pentru a se stabili cauza morții. În urma femeii a rămas doar câinele, care păzește locuința și se așteaptă stăpâna la poartă.